Salut prieteni și bine ați venit în acest nou video. În acest video o să vorbim despre un lucru foarte important care te poate ajuta în afacerea ta sau în propria carieră. Mai exact, o să vă vorbesc despre cele mai importante 6 strategii pentru a găsi clienți online. Numele meu este Adrian Năstase, sunt antreprenor digital de peste 7 ani și în tot acest timp am creat mai multe firme și ajut alți antreprenori și persoane să își genereze mai multe surse de venit și să fie libere. Și oricare ar fi obiectivul tău, în momentul în care dorești să fii plătit mai bine, să faci mai mulți bani ca și antreprenor, dar ca și angajat, trebuie să știi să comunici inteligent pentru a găsi mai mulți clienți și pentru a vinde mai mult. Iar prima și cea mai importantă strategie pe care o poți folosi este să-ți construiești un personal brand. Dar mai exact, ce este un personal brand? Personal brand este ceea ce comunici online, dar și offline, este ceea ce reprezentăm pentru alții, este ceea ce gândesc despre noi și mai ales ceea ce spun despre noi. Iar noi trebuie să știm să influențăm acele cuvinte care sunt spuse despre noi. Modul în care ne percep ideea care și-a făcut-o despre noi pe plan profesional și o putem face în modul în care ne poziționăm pe piață. Și în acest moment probabil te gândești cum ne poziționăm pe piață, prin conținuturile pe care le postăm și prin valoarea pe care o aducem pe piață. Gândește-te, de ce în această nouă economie, pe care o numim și Free Economy, o să fac un video unde o să vă explic mai exact ce înseamnă, întâlnim o mulțime de YouTuberi, de avocați, antreprenori și profesioniști care fac videouri gratuite. De ce eu, care oricum sunt antreprenor și am și alte lucruri de făcut, sunt aici pentru a face videouri gratuite pentru YouTube România? Pentru că mă interesează să mă poziționez ca și un expert, să ofer valoare pieței și, într-un fel sau altul, să-mi construiesc o reputație. Și nu o fac eu pentru că sunt Adrian Năstase. Din toate timpurile, omul caută să își construiască o reputație. Pe piața profesională, reputația este totul. Trebuie să ne construim o bună reputație și cea mai bună modalitate pentru a-ți construi o bună reputație este să oferi valoare pieței. Robert Cialdini ne învață că atunci când facem ceva pentru alții, alții sunt mult mai interesați să facă ceva pentru noi. Iar în lumea de personal brand, marketing online, acest lucru înseamnă că dacă suntem în stare să producem valoare pentru piață, să facem videouri, să producem conținuturi care, într-un mod sau altul, ajută pe cineva, acea persoană va căpăta încredere în noi. Iar când va trebui să aleagă un profesionist, te va alege pe tine. Trebuie să devenim opinion leader, trebuie să devenim acea persoană care, atunci când vorbește, ceilalți ascultă. A doua strategie. Dacă suntem profesioniști, dacă sunteți profesioniști, dacă am făcut o muncă excelentă, dacă am adus rezultate clienților noștri, nu trebuie să vă fie frică să cereți mărturii clienților voștri. Este foarte important. Dacă vrem să fim credibili, dacă vrem să fim autoritari și dacă vrem să ne construim un personal brand, nu trebuie să fim doar noi în prima persoană pentru a ne vinde. În loc să spui "Eu sunt cel mai bun, alege-mă pe mine", este mult mai bine ca un client al tău să facă acest lucru. Și pentru a face asta este foarte important să 1. Să ai clienți, 2. Să aduci rezultate clienților respectivi și după ce ai adus rezultate clienților, cere-le să scrie 2-3 cuvinte despre munca depusă de tine sau și mai bine să facă un mic video unde povestește care sunt capacitățile tale. A treia strategie pentru a găsi mai mulți clienți online constă în a lucra cu o agenție de marketing. Dar în ce constă mai exact? Înseamnă să reușești să te poziționezi ca și expert în reviste, ziare, în mediul online, la radio și la televizor. Iar acest lucru mărește ilimitat credibilitatea ta pe piață. Acest lucru face că de la un simplu profesionist să treci la nivelul următor, unde ești văzut ca și un expert. Dar pentru a reuși să ajungi la acest nivel de poziționare pe piață, ai nevoie de a fi contactat de către reviste, de jurnaliști, de persoane care, într-un fel sau altul,
doresc să vorbească despre tine. A patra strategie, care este foarte simplă, este să ai un site sau un blog care este optimizat pentru conversie. Este foarte important să ai propriul site care te poziționează, care povestește istoria ta, abilitățile tale și care vinde serviciile tale. A cincea strategie, care este foarte importantă, care în general vorbesc antreprenorii mari, antreprenorii care au făcut istorie pe piață, este networking-ul. Dar mai exact, ce înseamnă networking? Este acea capacitate de a construi contacte. Este foarte important să construim un network de contacte, pentru că un business este făcut din persoane. Clienții sunt persoane, furnizorii sunt persoane, întreg ecosistemul este organic. Acum, înainte de a trece la a șasea strategie, dacă doresc să mai vezi și alte videouri despre business, despre marketing, despre psihologie, te invit să te abonezi la acest canal. Și dacă ai ajuns până aici și videoul îți place, lasă și un like. Perfect! A șasea strategie pentru a găsi clienți online este ceva care nu are legătură doar cu clienții. Este ceva care reprezintă o investiție pentru viață. Este ceva care, odată ce l-ai obținut și îl faci al tău, îți va îmbunătăți viața la 360 de grade. Și este vorba despre comunicare. Fii atent, în momentul în care noi îmbunătățim comunicarea noastră, capacitatea noastră de a ne exprima, de a fi carismatici, de a fi atractivi, de a fi buni în a povesti istorii, ei bine, această abilitate face diferența pe plan personal și pe plan profesional. Foarte multe ori diferența între un furnizor, un profesionist, un expert nu constă doar în calitatea serviciilor pe care le oferă, dar și în capacitatea de comunicare. Îți mulțumesc că ai stat aici cu mine până acum și dacă acest video ți-a plăcut, lasă un like și ne vedem în videoul următor.